Florin și Claudia Mureșan, invitații astăzi la Vieți Transformate. Până în momentul când Florin a avut un accident, erau creștini, obișnuiți, nepracticanți, mergeau o dată pe an, de două ori pe an la biserică, mai stăteau, chiar și dacă stăteau la o predică, nu înțelegeau exact ce se întâmplă, dar a venit un moment care pare un accident cumplit în viața lor. Florin și Claudia, bine ați venit la Vieți Transformate. Bine v-am găsit. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră. Florin, ai fost deja, am auzit mărturia ta, însă Claudia atunci cred că era la lucru, da, n-a putut să vină. Da. Așa, un pic pe scurt, fă-ne o recapitulare a mărturiei tale și apoi să vedem Claudia cum s-a întors la Domnul, cu toate că mărturia voastră a fost împreună. Exact. Am avut o viață de creștin nepracticant. Întotdeauna am știut că există Dumnezeu, am crezut că există Dumnezeu, dar n-am avut o relație cu Dumnezeu. Lucru care, din păcate, lipsește, cred că, în viața marea majoritate a oamenilor din ziua de astăzi. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să li se descopere fiecăruia dintre ei și nouă, în fiecare zi, să ne întărească relația. Pur și simplu, aveam o viață normală, serviciu, sport, eu am fost sportiv de performanță. Am fost multiplu campion mondial de karate, am fost maestru emerit al sportului, am fost decorat de Casa Regală a României și absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, ofițer la Penitenciarul de Maximă Siguranță Arad, șef al structurii de intervenție de la Penitenciarul de Maximă Siguranță. Viața îmi decurgea normal, eram, să zic așa, puneam întotdeauna pe primul loc cariera. Asta am transformat un Dumnezeu, pot să zic, din carieră. Și din multe alte lucruri ale vieții mele. În lipsa unei relații cu Dumnezeu, atunci dacă nu-L slujim pe Dumnezeu, slujim la altceva. Ne găsim la ce să slujim. Cred că suntem ființe care suntem făcut să adorăm și să-L adorăm pe Dumnezeu. Și dacă nu-L adorăm pe Dumnezeu, cu siguranță în viața asta vom găsi să adorăm cu totul și cu totul altceva. Ne facem Dumnezeu. Da. A venit accidentul. A venit accidentul. În momentul accidentului pentru mine a fost un moment de întoarcere de 100%. A fost o primă experiență personală, pot să zic, cu Dumnezeu. De la momentul în care am rămas sub apă. Ai sărit în apă. Cum am sărit în apă? Am sărit de la o înălțime într-un bazin în care am mai sărit de nenumărate ori. Un notător bun? Pot să zic un înotător foarte bun. Fiind sportiv de performanță, am avut aptitudinile necesare să fac orice sport, să zic așa. Mă descurcam extraordinar în orice sport. Nu era, nu pot să zic că era un sport pe care să nu pot să-l practic. Am sărit de mai multe ori, chiar am ajuns la locul unde era piscina, am sărit odată, am sărit de două ori, nu s-a întâmplat nimic, de nenumărate ori am sărit în același fel. Și a treia oară, pur și simplu, am rugat-o și pe soție, am zis, rog frumos, filmează-mă în timp ce sar. Iar a treia oară când și am sărit... Și tu îl filmai? Da. Da, ea m-a filmat. A treia oară când am sărit în bazin, am... Ai văzut că nu mai iasă? Da, n-am mai ieșit. Celălalt băiat care a sărit, au ieșit, el a rămas pe fundul bazinului și... M-am tot uitat să iasă și am văzut că nu mai iasă și m-am panicat. Eu nu eram îmbrăcată în costum de baie, eram îmbrăcată în haine, că era cam friguț afară. Și le-am spus, măi, dacă nu săriți voi după el, o să sar eu. Și mi-au spus prietenii lui, nu, lasă-l că așa face el, rămâne mult timp sub apă. Dar eu eram neliniștită și le-am spus, încă o dată am repetat, dacă nu săriți voi, mă voi băga eu în apă după el. Și unul dintre băieți a sărit și a făcut semn din apă că nu este ok. Și l-a scos, dar cum spune și el, Dumnezeu l-a scos din apă, nu... Întotdeauna, oricărui om care mărturisesc despre acel moment, spun că pe mine Dumnezeu m-a scos din acea apă. Era să te neci pentru că ai rămas paralizat acolo. Am rămas pe loc paralizat. Ai dat de fundul bazinului cu Am dat de capul. Fundul bazinului cu creștetul capului și din acel moment, practic, n-am mai putut să ies la suprafață. Am crezut că ca și cum am primit o lovitură și nu mă mai pot coordona pe moment. Și pentru prima dată, cred că a fost cea mai, din viața mea până atunci, cea mai sinceră rugăciune pe care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Atunci am știut să mă rog, că nu m-a rugat niciodată. M-a rugat sincer lui Dumnezeu să mă scoată de acolo. Nu mai puteai mișca mâini, picioare, nimic? Nu mă puteam coordona, nu puteam să fac absolut nimic. Dar acum poți să miști mâinile? Acum pot să miști mâinile tot prin harul lui Dumnezeu, pentru că nici mâinile nu le-am putut mișca la început. N-am putut să stau în fund, n-am putut să-mi ridic capul de pe pernă, n-am putut să fac nenumărate lucruri.
lucruri pe care doar cu ajutorul lui Dumnezeu le-am putut face și le pot face de atunci. Pentru că din acel moment pot să zic că prima dată când am auzit vocea clară auditivă a lui Dumnezeu a fost în salonul de spital, pe patul de spital. Eram singur în acel salon, m-am trezit, era și perioada cu COVID, nu avea voie nimeni să vină la mine. M-am trezit și de la gât în jos eram pur și simplu paralizat. Aveam dureri în tot corpul, n-aveam nici putere să mă uit în camera de alături, să o stric pe asistenta care era la 10 metri de mine, pentru că așa, pur și simplu, atât de gravă era fractura. Și în acel moment am auzit o voce clară auditivă: stai liniștit, o să fie bine. Eram singur în salon și peste mine a venit o pace, peste mine a venit o bucurie, peste mine a venit o putere care numai de la Dumnezeu poate fi, care numai de la Dumnezeu. Și de acolo încolo a început drumul meu al credinței. A fost pur și simplu pentru mine o transformare. Am știut că Dumnezeu îmi vorbește, am știut că Dumnezeu mă vrea sănătos, a început lupta mea. Și a fost o luptă grea și mulțumesc lui Dumnezeu că, uitați-vă lângă mine, am avut și sprijinul pe care orice om în lumea asta și-l dorește, o soție precum am eu lângă mine, cum zice la Scriptură, este o binecuvântare. Claudia, ai făcut un lucru care nu știu câte femei l-ar face. Te-ai căsătorit cu Florin. Erați da. Necăsătoriți când da, erați paralizat. Da, eram necăsătoriți, dar eram iubita lui de un an. Da. Dar să știți că eu n-am făcut nimic, spun și repet și acum, Dumnezeu a lucrat în inima mea și în sufletul meu să pot să-i rămân alături și să-l sprijin și să-i ofer o iubire care este supranaturală, este de la Dumnezeu, pentru că omenesc nu se poate așa ceva, ceea ce simt eu față de el. Ce vreau să spun, că este un lucru extraordinar, eu, dat fiind situația și știind diagnosticul și prin câte am trecut și așa mai departe și ce presupune să stea cineva lângă mine și munca pe care de multe ori lumea nu conștientizează, poate vede pe cineva în scaun și vede doar că se plimbă dintr-o parte într-alta și îl ajută cineva să se plimbe dintr-o parte într-alta, dar sunt multe alte la mijloc. Da. Și zice, o viață un pic mai grea, dar okay. Exact, dar presupune din partea celui care stă lângă tine un sacrificiu imens. Eu, dat fiind situația, eu nu am avut curajul, să zic așa, pentru că mi se părea egoist din partea mea să mă duc la ea să-i spun: vrei să fii soția mea? Și dat fiind situația, ea la un moment dat, după un an de zile, a venit la mine și a zis: Florin, este timpul să ne căsătorim. Wow, spune-ne povestea ta. Da. Deci pe Florin Mureșan îl puteți găsi pe internet, are mărturia acolo, Florin Mureșan. Claudia. Da, încă ceva ce vreau să menționez și el, nu știu dacă a menționat, el sub apă a stat în jur de 2 minute. Și nu s-a necat, deci el când l-au scos din apă nici nu e ca a avut apă luată, nu știu, Dumnezeu și a pus mâna și deci dacă el se neca și trebuia să resusciteze, îi secționa măduva, ceea ce era foarte grav, foarte grav. Deci numai Dumnezeu a fost acolo. Și țin minte și când l-au scos din bazin, tremura într-un fel în care nu am văzut pe nimeni să tremure și mi-a spus să nu las. Tot asta am repetat în nenumărate rânduri, să nu las, și mi-a spus că nu simte picioarele. I-am zis să mă ia în brațe și n-a putut să-și miște nici măcar mâinile, să mă ia în brațe. Și atunci mi-am dat seama de gravitatea situației și am așteptat să vină ambulanța. A venit ambulanța, l-au luat, l-au dus la spital și mi-au spus că datorită COVID-ului n-am avut voie să intru cu el. Știți situația cum a fost în acea perioadă. Și mi-a zis că trebuie să aștept afară. După ce s-a făcut RMN, a ieșit doctorul și mi-a spus că situația este foarte gravă cu Florin, că trebuie să fie transportat de urgență la Timișoara, dar din păcate... Unde erați atunci? Eram în Caransebeș, la spitalul din Caransebeș, da. Așa-i? Da, la spitalul din Caransebeș. Nu aveau neurologi specializați, nu știu exact care a fost situația și trebuia să fie transportat la Timișoara de urgență. Și mi s-a spus că nu se știe dacă suportă transportul și dacă nu va deceda pe timpul transportului până la Timișoara. N-am avut voie să urc în ambulanță și dacă mă credeți, nu știu, majoritatea oamenilor când avem o problemă, poate suni mama, tata sau să le spui problema pe care uite ce am pățit și așa mai departe. În momentele acelea, cum n-am mai făcut-o niciodată, m-am dus în mașină și țin minte că am plâns și m-am rugat lui Dumnezeu. Atât am, deci nu am avut nevoie să vorbesc cu nimeni, să spun nimănui ce am pățit, decât să mă pun și să mă rog și să plâng. Asta am făcut. Și zilele ce au urmat, în fiecare noapte, stăteam pe genunchi și plângeam, n-am putut să dorm. Tot ce am putut să fac a fost să mă rog lui Dumnezeu. Parcă atunci Dumnezeu a început să mi se dezvăluie în suflet, așa, să-L simt cu adevărat că este alături de mine și mă ține puternică. Și te-ai rugat lui Dumnezeu până atunci? Vă spun sincer, așa... da. Ziceam un tatăl nostru seara, dar un tatăl nostru mecanic. Nu știam că
rugăciunea Tatăl nostru trebuie să o spui din tot sufletul, că este o rugăciune cu putere. Nu știam chestia asta să o spun. O spun și pur și adresat simplu, unei persoane, nu deci, o poezie. O poezie spusă care majoritatea. Eu spun Tatăl nostru, pe toată lumea când întreb, cum te rugi, păi spun Tatăl nostru, păi cum îți spui Tatăl nostru? Știi ce? Tu știi ce rostești acolo pe buze, ce importanță exact, are și ce impact exact. Are ceea ce rostești? Nu știm, nu știm, din păcate, eu nu am știut. Deci erai în mașină singură? Da, când m-am întors în drum, eram în spatele lui, ambulanța era în fața mea, eu în spate și am plâns, nu știu cum am ajuns, dar țin minte că era furtună când mergeam, ploua torențial și eram singură în mașină, nu știu cum am ajuns la Timișoara. Deci asta nu știu mai trebuie, dacă în loc să fi fost un soare frumos, da, a și fost, furtună și da, a fost și furtună și ploaie atunci, da. Nu știu cum am ajuns dacă mă crezi la Timișoara, dar am ajuns, Dumnezeu m-a ajutat și a fost cu mine și acolo în mașină și țin minte că doctorul l-a așteptat pregătit, încă mâna lui Dumnezeu a fost și aici, pentru că domnul doctor care l-a operat, l-a așteptat cu masa pregătită de operație, că știa gravitatea problemei și mi-a spus că trebuie operat, mi-a repetat și el, că trebuie operat de urgență, că îi se scurge lichidul cefalorahidian și este în pericol. Și da, normal, am zis să-l opereze și mi-a spus să plec, pentru că operația va dura vreo 4, 5, 6, 7 ore, nu știa exact. Să plec acasă să mă odihnesc. Și am spus, domnul doctor, eu nu plec de aici. Dacă vă rog să mă lăsați, fiind cu COVID-ul, nu m-au lăsat în spital, dar totuși m-au lăsat acolo chiar la intrare să stau pe scaun și am stat acolo și toată noaptea m-am rugat. Am plâns și m-am rugat. Deci am știut atunci și... Dacă, operația a durat toată noaptea? Da, a durat toată noaptea și când a ieșit domnul doctor din operație, asta a fost, dacă țin minte, pe la 10 dimineața, mi-a spus că el merge acasă să se schimbe și mai departe și să revin, să mă invite la el în cabinet să-mi spună, mi-a spus că operația a decurs, a fost un succes. Apoi când un doctor spune că operația a fost un succes, te gândești, Doamne, totul e ca înainte. Asta mi s-a spus. Și un sfat ce vreau să dau, nu trebuie să se ajungă printr-o încercare atât de grea ca să te întorci și să te rogi și să vorbești cu Dumnezeu cu tot sufletul tău. Când îți este bine, atunci trebuie să o faci. Că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți și ne binecuvântează în fiecare zi. Bine punctat. Deci roagă-te și mulțumește lui Dumnezeu că ești bine când astăzi. Când îți merge bine. Da, când îți merge bine. Când îți va merge rău, sigur vei ruga. Că sigurat, asta cu siguranță toată lumea o face. Și te întreb de ce Dumnezeu a făcut asta, dar tu ca om, tu i-ai mulțumit cât de binecuvântat ești în fiecare zi, doar că ți-a deschis ochii și ți-a dat aerul ăsta să respiri și te poți ridica în picioare să mergi până la baie, să își pună problema așa oamenii. Mă, am puterea asta să mă ridic, eu știu, să lupt pentru familia mea, să fac ceva, să, nu știu, să-mi văd copiii cum cresc. Nu, nu facem chestiile astea, din păcate. Da. Și aerul pe care respir din nou, pot să zic că e foarte important și știu ce înseamnă asta și am văzut oameni care respiră cu oxigen. Da. Mai și... Da. Și nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, parcă ni se cuvine. Parcă ni se cuvine tot. Cât și nu. Câte tone de aer folosim. Asta e de fapt problema. Considerăm că e o binecuvântare, că... Merităm. Că e ceva normal. Deja, sau că mergem. E o normalitate, că mergem. Că vă ridicați acum să mergeți, eu știu, până la baie sau nu știu, la lucru sau mai departe. Credem că noi merităm, că asta ni se cuvine. Nu, asta nu trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Nu, este un har de la El că ne ridicăm în fiecare dimineață în picioare. Am fost să vizitez ieri pe cineva la un centru de oncologie. În urmă cu o lună mergea singur. Ieri nu se mai putea ridica din pat. Da. Am plâns. Da. Așa, într-o lună. O persoană sub 60 de ani. Da. Și nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Nu, nu-i mulțumim. Nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Așa am fost și eu până acum. Deci, prin încercarea aceasta și eu văd încercarea aceasta ca o binecuvântare dată de la Dumnezeu. Deci eu sunt mai fericită acum, nu știu, unii oameni care ne văd, poate îl văd și pe el în scaun și pe, nu știu, prieteni sau lumea care ne vede din exterior. Vi s-a stricat capul. Vi s-a stricat capul, ai săracii de ei, dar nu, pentru noi este o binecuvântare. Noi așa l-am cunoscut pe Dumnezeu, asta a fost încercarea noastră. Eu pot să spun sincer că nu cred că, sunt sigur de fapt că nu mă întorceam la Dumnezeu dacă nu... Mare, puternic, sportiv, da, credeam că toate lucrurile le-am obținut întotdeauna, ceea ce am făcut o greșeală. Și mă rog ca nimeni să nu facă sau cei puțin cei ce ascultă. Totdeauna am pus pe seama disciplinei mele, pe seama abilităților, pe seama cât de mult am muncit, de perseverent și așa mai departe, că am obținut totul. Cum ar veni, puneam totul în seama mea și n-am înțeles de fapt că tot ceea ce primim noi în viață este o binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru că la fel de bine sunt atât de mulți oameni în această lume care fac exact același lucru, au aceleași abilități, aceeași perseverență și totuși n-au binecuvântarea lui Dumnezeu în anumite parte a lucrurilor și mi s-au deschis ochii și vreau de aici încolo întotdeauna să trăiesc știind că tot ceea ce primim este un dar de sus. Deci la amândoi vi s-au deschis ochii. Da,
Da. Ne-a fost luat așa un val de pe ochi și nu ne vine când să credem. Când ai conștientizat că, wow, mi s-a luat așa un ceva de pe ochi și... Și am început... Doamne, stai un pic, încep să te văd. Când am urcat sus la el, chiar imediat după operație, m-am dus la domnul doctor în birou și mi-a spus că, deși operația a fost un succes, situația lui Florin este foarte gravă, va trebui să le ia acasă, să-l întorci toată viața de pe parte pe cealaltă, dar uitați că prin Harul lui Dumnezeu, el acum stă și își mișcă și mâinile și poate să facă foarte multe lucruri în oată singur pe care nici nu ne-am fi putut noi gândi. După ce deci, verdictul... Deci, singur? Da. Da, slavă Domnului. Nu ți-a fost groază să mai intri în bazin? Deloc. Nu știu, n-am avut nicio teamă. Am știut că trebuie să fac lucrurile pe care trebuie să le fac pentru a mă recupera. Am crezut la început că Dumnezeu mi-a vorbit în direcția recuperării, am crezut, mă cred în cuvântul lui, am zis... Ridici mâinile când cânti în biserică, când te rogi. Slavă Domnului, cum să nu? Și alții parcă stau cu mine jos, așa, știi că parcă ți-e rușine. Alții supărați în biserică, stau triști în biserică, nu știu cât de bine. Să ridici mâinile, iar ridică mâinile. Cum? E o binecuvântare. Wow. E o binecuvântare, credeți-mă. Prima dată când am început să mișc un deget, deocamdată nu reușesc să am forță foarte mare în palmă. Pentru prima dată țin minte când am început să mișc degetul mic de la o mână. M-am bucurat de parcă am prins cine știe ce bogăție. Am învățat să apreciez fiecare milimetru câștigat, pentru că mi se părea că e un milimetru care îl câștig din independența mea. E un lucru care, să fii independent acum, să nu depinzi de nimeni, este ceva extraordinar. Nu mă plâng de absolut nimic, pentru că v-am spus. Claudia, nu ți se pare o povară să fie dependent deloc, de tine? Deloc, nu. Nu. Deloc. Tu ți-ai păstrat și locul de muncă, da. Deci el se descurcă pe perioada că tu ești la muncă. Da. Dumnezeu m-a binecuvântat. Nu trebuie 24 de ore din 24 să fii lângă el. Acum, mulțumim lui Dumnezeu că avem și părinți care ne mai ajută în perioada în care eu trebuie să mai mă duc la recuperare și așa mai departe. Duce într-o parte, în cealaltă. Pentru că încă deocamdată mai am nevoie de sprijin, să mă deplasez dintr-o parte într-alta și așa mai departe, și pentru motive de siguranță și sunt multe alte lucruri de care deocamdată... E o bucurie? Da. Dependența asta lui de tine? Eu nu o văd ca și o dependență așa, eu o văd o iubire atât de mare că nu mi se pare că ar fi dependent sau că trebuie să-i fac ceva, e ca și cum vine din... Cred că știți ce mai degrabă, dacă îmi permiteți un pic. Noi am înțeles că asta este o încercare pentru amândoi care contribuie la șlefuirea noastră ca să devenim mai aproape copii al lui Dumnezeu cu adevărat. Florin, foarte, foarte sincer așa și, cum să zic, bărbătește. Foarte. Dacă era Claudia în situația ta? Am spus de la început că nu știu și mi-e teamă să spun. Adică acum, în situația asta, aș putea să zic... Să faci pe viteazul. Da, să fac pe viteazul să zic, dar nu știu. Sunt foarte sincer. Aș minți să zic, da, știu sigur că așa ar fi fost sau... Nu știu. Mi-e ușor să zic, știind cum s-au derulat acum toate, că da, aș fi făcut și eu așa la fel pentru tine. În schimb, dacă erau situații... Nu, da, pot să zic corect. Cu certitudine. Spune, Claudia, da. Întoarcerea la Domnul. Da. Și fiind în cabinet, mi-a spus să le iau acasă, situația foarte gravă, că așa va fi toată viața, în pat va sta și... Am ieșit afară din birou, doctorul, eram foarte speriată. Efectiv, am simțit că mi-a fugit pământul de sub picioare. Nu știam ce se întâmplă. Parcă am primit o lovitură atât de puternică că nu puteam să mă culeg. Zic, mă duc la el sus, mi s-a permis, m-a îmbrăcat din cap până în picioare, în tot felul de combinezoane, doar ca să urc să-l văd. Și mă gândeam că urc la un om care i s-a spus cum va fi și accidentul pe care nu se putea mișca. Zic, probabil că urc și e foarte supărat și trist, poate... plânge, nu știam la ce să mă aștept. Zic, Doamne, dă-mi putere să port să urc la el sus. Am urcat la el sus și vă spun cu toată sinceritatea că așa de luminat era la față și mi-a vorbit de Dumnezeu. Deci eu până atunci nu l-am auzit pe Florin într-un an de zile să-mi vorbească de Dumnezeu, să-mi zică, uite așa, așa. Acum mi-a vorbit de Dumnezeu. Deci voi doar de un an v-ați fost cunoscut înainte de accidentul. Da, de un an a fost iubitul meu. Nu mi-a vorbit atât de Dumnezeu în 5 minute cât am putut să stau cu el și mi-a spus să stau liniștită, că este bine și că va fi bine. El mi-a dat putere, el ne-a întărit, el pe mine m-a întărit și pe părinții lui și pe prietenii lui, el ne întărește și în ziua de astăzi. Deci harul lui Dumnezeu atât de mare și binecuvântarea pentru familia noastră este atât de mare, că îi mulțumim fiecare zi lui Dumnezeu pentru tot ce avem și pentru relația aceasta între noi doi. Îi mulțumim din suflet. Și până să nu ajung să-L cunosc pe Dumnezeu,
și intrând și văzându-l așa, zic, Doamne, Dumnezeu e mare. Atunci am avut așa, pot să spun că primul impact cu Dumnezeu, că l-am văzut ce, acolo. Aș mai rămâne un pic da. Aici, ce relație frumoasă, extraordinară, care nu depinde de aspectele materiale sau de... ci pur și simplu e dragoste. E dragoste care pentru doar, că... dragoste el... între doi oameni pe care da. Doar Dumnezeu poate să o pune. Da, așa este. Noi când a avut el accidentul, trebuia să strângem undeva la 12.000 de euro să-i plătim operația. Deci nu e că am avut sau așa mai departe. Și Dumnezeu ne-a dat acești bani. S-au făcut strângeri, s-au făcut și am reușit să-i plătim spitalizarea. Deci nici de cu material sau așa mai departe. Din iubirea asta pentru el și stau și... dacă ar fi să se repete, aș lua-o de la capăt cu mai multă. Nu în sensul că Florin era un mare bogătan. Nu, am înțeles și acum. Da. Ci deci, în sensul de dragoste da, sinceră. Da, chiar este o dragoste. Asta este o dragoste sinceră, ceea ce simt eu pentru el. Spune-ne pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. El a fost puterea și mi-a umplut un gol. Nu știu dacă mă exprim cum trebuie. Oamenii, majoritatea oamenilor, avem țeluri. Simțim un gol în suflet, nu știu, prima dată fugim după, să terminăm facultatea. După ce am terminat facultatea, parcă ne umplem un pic golul acela din suflet cu o fericire că am absolvit-o, după aia vrem o carieră, vrem un job, după aia avem golul ăla, îl umplem și avem fericirea de moment, mi-am găsit un job. După care suntem într-o alergare așa la galop, dintr-una într-alta. Dar problema o casă, este că... o... Da, exact. Poate știu, mai o facultate, poate mai o soție, job, poate. Și credem că ne va umple cineva golul acesta. Ne-l umple pentru, nu știu, perioada de o zi, două. După aceea iar e golul acesta în suflet. Și este pentru că nu-l avem pe Dumnezeu în suflet. Am un apartament fain, da, dar colegul meu are casă. Da, și atunci... Am o casă faină, da, dar la altă are casă mai faină. Exact. Are mașină. Are... Și atunci tot timpul ai un gol și o lipsă, că parcă îți trebuie ceva, dar nu, de fapt, golul acela și lipsa aceea este lipsa lui Dumnezeu în sufletul tău, pentru că tu nu lasă... Oameni buni, ascultați, planetă, ascultă, aici e secretul. Golul așa din suflet este, golul Dumnezeu. Din suflet este Dumnezeu, doar El ți-l poate umple. Și fericirea de plină, adevărata fericire, este că trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi. Amin. Deci nu există altfel. Deci orice problemă ai avea, dacă tu te uiți la Dumnezeu și nu la probleme, este foarte ușor să treci, pentru că Dumnezeu îți dă putere. Dumnezeu este cu tine. Asta trebuie să înțeleagă lumea, că singurul lucru ce poate să-ți umple acel gol în suflet, amărăciunile care le simt unii oameni și frustrările care sunt, doar Dumnezeu poate să umple acel gol cu iubirea Lui. Spuneai că te uiți la Dumnezeu, nu da. La probleme. Da. Petru, în barcă, vine Domnul și zice, dacă ești tu zis să vin pe ape, vină pe ape. Și Petru pleacă pe ape. Se uită la Dumnezeu, nu la probleme. Dar când se uită la problemă, zucăfund. Așa suntem și noi oamenii, din păcate. Și nu ne dăm seama că și cu păcatele acestea, de fiecare dată când păcătuim, noi îl condamnăm pe Dumnezeu încă o dată la răstignire. Și încă o dată. Cu fiecare păcate pe care le facem zi de zi, dacă am stat o secundă să ne gândim, hai să nu mai facem asta, în sus, să judecăm sau să... și alte păcate, eu știu, droguri... și toate cele, ne gândim, eu cum fac chestia asta, îl răstignez și îl condamn din nou pe Dumnezeu. El suferă pe cruce pentru mine din nou, pentru mine din nou și pentru mine. Și eu ce pot să fac? Am avut invitații înaintea voastră la Vieți Transformate, tot așa o familie, el era, a fost dependent de droguri, de alcool, de metamfetamină, de wow, de mine și te mir și te parcă te doare sufletul să vezi ce dure, unul într-un fel, unul într-altul, unul într-altul. Dar când ajunge omul sau ajunge familia la Hristos, la Dumnezeu, wow, se întâmplă minunea. Deci noi ca și oameni imediat ne supărăm pe Dumnezeu, nu știu, că n-am luat un examen, că nu ne-a dat ce am vrut noi, noi ne supărăm pe El. Dar noi nu vedem că El în fiecare dimineață ne trezește. Noi nu vedem că El în fiecare dimineață e acolo pentru noi și cu noi, doar trebuie să vorbim cu El. Asta tot. Da, să vedem cum te-ai întors la Domnul, cum s-a schimbat viața ta da. În episodul următor, pentru că astăzi nu se mai poate. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Florin și Claudia Mureșan. Data viitoare vom continua.